Bună ziua tuturor! Ne aflăm într-o livadă a unui prieten. Această livadă a fost curățată de diferiți stăietori, fiecare în stilul lui. Și noi vrem să arătăm un stil care toți stăietorii adevărați sunt de acord. Suntem în fața unui prun tuleu gras de 10 ani, care vrem neapărat să îl aducem la o coroană tip vasă, așa cum a fost la început, să îi meargă bine și să scape de această alternanță. Într-un an face rod, într-un an nu face rod, pentru că are prea multe creșteri vegetative. În centrul pomului, dacă observați, este plin de lăstari care au devenit, de fapt, șarpante, foarte groase, și seva nu face față ca să crească și rodul și să aleagă muguri florifer pentru anul viitor, și de aceea intră în alternanță. Un lucru cu care toți tăietorii adevărați sunt de acord și vor fi, este că la început tot ce trebuie să facem la acest prun în verde, după recoltare, este să facem tăierile drastice ca să degajăm coroana, să intre soarele, lumina și lăstarii lacom, să îi tăiem din pom, ca seva pomului să se ocupe de ramurile care dau rod și să nu se ocupe de creșterea celor lăstari lacom care doar consumă seva pomului. Deci, pentru început, vom tăia crengile groase care umbresc și care țin interiorul pomului înghesuit. Uitându-ne de jur împrejur, vedem în această zonă, uitați, aici în această zonă, un lăstar lacom care are doar în vârf ceva crengi unde a dat rod, restul este degarnisit și face umbră și consumă seva pomului. Vom tăia o treime din corona mea, până la 30%. Așa. Vom tăia la inel această crengă groasă, acest lăstar lacom, care a devenit o creangă groasă, fiindcă n-a fost tăiat de la început. Pentru de la început orice lăstar lacom trebuie tăiat și nu lăsa să umple interior. Înseamnă de la început, în al câtele ani? De la început înseamnă de când primăvara are deja 5 sau 6 cm orice creștere spre interiorul pomului. Asta înseamnă de la început. Dacă n-am avut timp primăvara, când deja vara trecem prin grădină și vedem orice lăstar care merge spre mijlocul pomului, îl tăiem cu foarfeca. Asta înseamnă de la început, să nu lăsăm să crească deloc, să nu consume pomul resursele cu lăstarii lacom care nu ajută la nimic. În această zonă observăm încă o creangă care umbrește. Observați aceasta. Bineînțeles, nu o să o tăiem de aici anul acesta. De aici ar trebui tăiat, dar nu o să tăiem pentru că mai avem și alte tăieri și depășim 30%. Avem timp în 3 ani, o vom tăia în zona unde merge chiar spre verticală, fiindcă are încă o creangă. Uitați aici. Aceasta e un lăstar lacom care nu dă rod și umbrește. Are o soră geamănă care merge spre 40 de grade. Ăsta va da încă rod, umbrește puțin, dar nu este o problemă pentru următorii 2 ani. Vom tăia acest lăstar lacom care aduce pagube acestui pom. Fiindcă, uitați, aici unghiul este foarte ascuțit și nu pot să fac o tăiere corectă cu firezul, voi face o tăiere lângă această creștere ca acest ciot să nu se usuce, ci crescând această creangă mică, se va merge prin acest ciot și nu va intra uscăciunea în pom. Deci vom tăia. Încep. Întotdeauna înclinat ca apa și ploaia să nu își facă loc pe această tăietură, chiar dacă este cu mastic cupric acoperit. Tăieturile trebuie să fie înclinate. Și dacă din greșeală nu le-am făcut înclinate? Dacă le facem cu mastic cupric și chiar cu mastic cupric verificăm tot la 2-3 luni, să mai dăm odată, dacă a început să se uște, masticul cupric nu va permite să intre bolile în pom. Bun, deja a început să se lumineze centrul pomului. În această zonă mai avem un lăstar la pom și geamăna lui care are înclinație spre 40 de grade. Normal ar trebui să tăiem toată această creangă, dar
pentru că ar fi prea mari tăieturile. Ne abținem și vom tăia doar de aici, în acest an. Dar nu poți transforma în șarpantă? Nu, pentru că deja avem aici șarpantă, lângă ea avem o șarpantă, ea este deasupra șarpantelor care au înclinația spre 40-45 de grade, unde avem nevoie ca să facem coroana tiguvas și unde roada crește bine. Deci este, uitați, crescut spre verticală, nu numai că îmbrește, dar și consumă seva pomului degeaba. De aceea îl vom tăia. De la inel? Da, această creangă ne încadrăm, dacă îl tăiem de la inel, ne încadrăm în 30% din tăierea prunului suleu gras. Dar e cam drastică tăierea asta. Da, dar nu avem multe tăieri groase. Deci ne încadrăm. Dacă am mai fi avut încă o tăiere din aceasta, nu ne permiteam. Dar în situația că am avut tăieri mai subțiri, în adins n-am tăiat cealaltă creangă mai drastic, ne permitem să o tăiem. Pentru că asta umbrește mai tare. Opa! Este mare, grea și este ca un trântor într-un stup de albine în acest prun. Este un lemn bun de foc. Da, ne mai permitem foarte puține tăieri. Una din tăieri este aceasta, observați? Este ca un lăstar lacom, de garnisit peste această șarpantă care este mai tânără și care este de viitor. Vom tăia, uitați cum, deasupra acestei crenguțe mici, ca de aici să avem o creștere. Deci de la crenguță vom avea o creștere? Da, aici va crește și vom avea aici o nouă creștere tânără, de unde vom avea recoltă. Întinerim prunul. Noi trebuie să întinerim prunul pentru anii care vin, pentru că dacă lăsăm să crească mereu în sus și roada să meargă în sus, pomul îmbătrânește. Și cu câți ani poate fi întinerit? Deci nu un an se calculează, ci în crengi tinere care vor lua locul acelor crengi care deja au obosit. În această situație, tăieri groase nu mai putem să facem și doar lăstarii tineri în acest an, trebuie să înțelegem următorul lucru. Orice prun, dacă nu are lăstari din acești anuali de 50-60, uitați, ăsta are un metru, aici avem un metru jumate, înseamnă că este prea bătrân și chiar este pericol să-l tăiem drastic pentru că nu are forță. În momentul ce vedem creșteri de la 50-60 în sus, anuale și mai multe, înseamnă că el are forță să-l revină, să-l întinerim. De aceea, acești lăstari lacom care umbresc centrul pomului, îi tăiem. Așa, uite, așa acesta merge spre centrul pomului, tăiem. Aici se încalică cu acesta, îl tăiem pe acesta și rămâne o creștere nouă aici. Acesta merge în sus, drept pe verticală, tăiem, merge spre interior, nu lăsăm cep. Aici acesta lăsăm, că din această zonă poate ne va da o creștere. Fiindcă merge spre interior, tăiem de la cep. Și acesta, în mijlocul pomului spre interior de la cep, aici avem spre interiorul pomului un lăstar lacom, dar noi nu îl eliminăm total, ci vedeți această mică creștere. Tăiem deasupra acestei mici creșteri, cu un centimetru deasupra pentru că este subțire, și sperăm că vom avea aici o creștere. Să avem ramuri tinere cât mai aproape de tulpină. Fiindcă merge spre interior, îl tăiem. Și dacă nu avem creștere, ce faci? Pomul se îmbătrânește și... Dar dacă cumva nu va crește, unde ai tăiat? Crește. Având așa lăstari, tineri 100% crește. Pentru că el spune, prin faptul că își crește lăstar tiner anual, că are forță. Acest lăstar tiner îl tăiem încet deasupra acestei mici creșteri. La fel, acest lăstar care are 2 metri, la fel îl tăiem încet, vedeți? Aici este creștere. În această zonă avem nevoie de o ramificație tineră. Așa. Avem crengi tinere în această zonă. Aici, fiindcă merge spre interior, tăiem. Observăm această creștere tânără. Tăiem să avem în această zonă o nouă creștere tânără. Tot timpul trebuie să ne gândim la anii viitori ca să avem creșteri tinere la pom. Lăstarii mai mari i-am tăiat. Aici acest lăstar lacom care crește pe coama
semișarpante, îl tăiem la ceptă, merge spre interior. Așa. Aici la fel. Avem acest lăstar la com. Îl tăiem pentru că crește pe coama crengii, îl tăiem la ceptă. Da. Ne oprim aici cu tăierile. Vă mulțumim pentru vizionare, pe curând.